Obiectivul fixat de conducerea clubului Rapid pentru sezonul 2015-2016 este clasarea în play-off. Antrenorul Bogdan Tudoreanu s-a declarat mulțumit de campania de achiziții din această vară și are încredere că elevii lui vor reuși să se claseze în prima jumătate a clasamentului. Sunt foarte fericit că m-am întors acasă. Așteptam lucrul ăsta de mai demult. Am întâlnit aici foști colegi, actuali prieteni. Așteptăm cu nerăbdare începerea campionatului. Sperăm să ne întoarcem victorioși de la Brăila și să o ținem cât mai mult pe această linie, pe o linie victorioasă. Am avut o perioadă frumoasă la Dorohoi, păcat că s-a terminat, acum începe o nouă etapă. Sper să fiu de ajutor echipei sucevene, în același timp să mă ajut și pe mine. Sper să dau goluri. Fac jocuri bune. Este o nouă etapă, am început pentru mine, mai ales că sunt și acasă. Aștept să am un nou sezon cât mai bun, să pot să demonstrez că am venit degeaba să joc. Băieții m-au primit bine, îi cunosc pe majoritatea din ei și să sperăm să fie un an cât mai bun. Ne simțim adevărat și noi, fotbaliști, cu asemenea prezentare și prea multe nu sunt de spus. Să-i dăm drumul la treabă din prima etapă, avem atâtea meciuri de disputat care trebuie tratate fiecare cu seriozitate, cu spirit de sacrificiu și mai multe putem vorbi la sfârșitul tuturor etapelor, în decembrie, după ultima etapă, adică acea cincea din retur. Până atunci, no comment și la luptă. Sunt bucuros că am venit din nou la Rapid. Mulțumesc la turnări de jucători, pentru că m-au primit bine, la fel. Chiar că am fost adversar în trecut și i-am bătut aici. Dar sper să fiu un an bun, să începem bine sâmbătă. Și sunt mulțumit în mare de locul care îl avem. Eu zic că am făcut achiziții bune. Avem dublări pe toate posturile. Este concurență și asta contează cel mai mult. Sunt conștient că va fi un campionat mult mai greu decât cel de anul trecut. Mai ales sezonul regulat. În toate echipele își doresc să prindă play-off-ul. În prima etapă din noua ediție de campionat, Rapid va juca sâmbătă, de la ora 11, pe terenul formației Dacia Unirea Brăila. Primul joc al luceferiștilor în fața propriilor suporteri este programat sâmbăta viitoare, când pe stadionul Arenii va veni Bucovina Pojurâta.